Ca unii care trăiesc la munte, deci sunt obișnuiți cu greutățile, copiii comunei Mălaia știu să se bucure de fiecare clipă. De aceea, serbarea pomului de iarnă este pregătită cu emoție, cu atenție și cu seriozitate de fiecare participant. Sceneta nașterii pruncului Isus, dar și momentele de candoare ale elevilor de la clasa pregătitoare sau dansurile moderne prezentate de cei mai talentați elevi au impresionat asistența. În deschiderea spectacolului, directorul școlii gimnaziale Mălaia, profesor Claudia Pleșanu, a ținut să mulțumească elevilor și părinților lor. Suntem în anotimpul iarna, un anotimp deosebit, care aduce sărbători minunate și mult așteptate, mai ales de către copii, în special cei mici sunt tare, tare nerăbdători. Și pentru că este iarnă și aceste sărbători minunate ne așteaptă, nu puteam să lăsăm să treacă neobservate aceste lucruri. De aceea, împreună cu elevii noștri, copiii dumneavoastră, am pregătit un program artistic care împletește muzica, dansul, poezia, scenetele. Cu această ocazie vreau să mulțumesc colegilor care s-au implicat, ca în fiecare an, cât și domnilor instructori de dans, familia Bogorodea. Le mulțumim în mod deosebit pentru felul în care am văzut că lucrează cu copiii, cu foarte multă răbdare, cu multă aplecare, cu multă afecțiune. Serbarea a scos la iveală talentul copiilor, grația și imaginația lor spre bucuria lui Moș Crăciun. Spectacol, primarul comunei Mălaia, Gabriel Țolea, a cărei fiica a evoluat și ea pe scenă și a cărei soție este cadru didactic, s-a declarat încântat de evoluția scenică a elevilor și a promis că Moș Crăciun va ști să răsplătească munca lor. Dragă moșule, sper că ai observat ce copii excepționali avem. Sunt frumoși, sunt sănătoși copii de la munte. Sper că le-ați adus și cadouri pe măsură. Acum și eu aș vrea o promisiune. Cumva acolo sus, ceva finanțări pentru proiectele comunei Mălaia, dacă voi moșurile ne-ați stricat.
Dumneavoastră, dragi părinți, vă doresc din tot sufletul să aveți sărbători pline de bucurii, să fiți sănătoși și la mulți ani. Încă ceva, vă rog să după aceea acest copii vă duci pachetele, mergem în sala cealaltă pentru a urmări o ședetă a Teatrului Ioan Bilici din Sibiu. Vă mulțumesc și cu atât la mulți ani. Dragi părinți, în liniște, mergem la Brașov să vedem dacă ne-a adus ceva. Moș Crăciun, venit din Ardeal, a fost atât de absorbit de spectacol, încât cu greu și-a stăpânit impulsul de a se alătura micilor artiști.